Totul era bine, copilul era sănătos, sau cel puțin, așa se credea. Era un băiat cu minte, mergea la școală, avea prieteni, avea o viață normală, până când părinții lui l-au dus la spital și au aflat că băiatul lor este bolnav de cancer. Nu puteau să creadă acest lucru și l-au dus în mai multe locuri pentru a-i face mai multe analize, dar din păcate toate aveau același rezultat. Părinții lui erau distruși, nu-și puteau imagina cum băiatul lor, cel cu minte, nevinovat, ar putea să părăsească această lume atât de repede, fără să-i cunoască rostul, fără să știe cum e să nu mai depinzi de părinți, să cunoască viața în adevăratul ei sens, să vadă cum e să treci prin greutăți, dar și prin bucurii. Toate acestea urmeau să devină doar niște gânduri, niște dorințe, pe care el nu și le va putea împlini. Era la spital, internat, trecuseră aproximativ 4 luni și niciun rezultat pozitiv. Din contră, aflaseră din mai multe analize că are un cancer mai rar, fără șanse de a mai scăpa. Toți primiseră această veste cu greu, familia în primul rând, apoi frații, prietenii și colegii. Nimeni nu s-a așteptat la așa ceva, sperau ca cineva de sus să facă o minune și el să scape. Primea multe încurajări din partea colegilor și a prietenilor. Toată lumea era alături de el, atât fizic cât și spiritual. Timpul trece, el continuă să facă chimioterapii, dar deocamdată nimic nu i-a schimbat starea. Atât el și întreaga sa familie, cât și toți prietenii lui, încă speră că băiatul se va face bine și își va putea continua viața alături de ei, bucurându-se de fiecare clipă pe care o trăiește și să redevină acel copil zburdalnic și fără griji, plină de viață și cu speranță, atâta timp cât ea există și există.